despre vocații de preot și de persoane consacrate, vreau să spun câteva cuvinte, pentru că am văzut și în parcursul istoriei că în viața poporului ales, Dumnezeu i-a chemat învățători, profeți, pe care i-a trimis la oameni ca să transmită mesajul său. Iisus însuși a ales apostoli și ucenici, ca ei să meargă înaintea lui să vestească bucuria împărăției. Și după ce Iisus s-a întors înapoi la cer, acești apostoli și ucenici au continuat misiunea sa de mântuire. Și astăzi așa face Iisus. Astăzi se oprește în fața unui tânăr, unei tinere și îi întreabă: tu ai vrea să te dăruiești mie? Și dacă acel tânăr sau aceea tânără îi răspunde cu afirmativ, Bunul Dumnezeu îi înzestrează cu toate darurile sale ca ei să poată să meargă în întreaga lume să vestească împărăția cerurilor. Dacă ne cheamă sau dacă îi cheamă pe tinerii la vocație de preot, atunci ca și preoți, dacă sunt fete, ele se pot dedica, se pot consacra ca și călugărițe sau într-un alt mod o viață consacrată lui Iisus. Este o aventură frumoasă și te și eliberează, pentru că tu știi că i-ai răspuns lui Dumnezeu la o dorință, la o chemare a lui. Fericit este acel tânăr care aude în interiorul sufletului său chemarea lui Iisus și fericită este și aceea familie din care este chemată o astfel de persoană ca să se consacre. Este așa în general că în aceea familie unde se roagă membrii familiei împreună, unde vorbesc despre persoane consacrate cu respect, unde se roagă pentru persoane consacrate și se roagă pentru vocații, acolo este o atmosferă favorabilă ca cineva să audă vocea lui Iisus, să aibă curaj ca să-i răspundă cu generozitate. De aceea, în acest an, înainte de Rusalii, începând cu 14 mai, în fiecare seară la ora 7 în dioceza noastră, împreună vrem să ne rugăm pentru aceste vocații. Fiecare seară o altă parohie va conduce rugăciunea și va fi transmisă prin site-ul Facebook al diocezei, ca fiecare persoană, fiecare creștin să poată să se roage împreună pentru aceste vocații, ca să se reînnoiască comunitățile noastre și viața comunităților noastre.